cum e să lucrezi cu greucenii ăștia? Măi, bun, și dacă n-ai dat replici cu Dinică, păi și dacă n-ai dat, da, nu, dar vreau să zic. În un film, în teatru. Cum e? Băi, la început ți se taie genunchii. La început ești cel mai prost actor din lume. Pentru că, de fapt, nu te poți concentra la replică și la ce faci de emoție. Până să ajungi la replică, tu ești măcinat de emoții. Da, ești terminat. Ți se taie genunchii, ți-o sucă gâtul. Pe vremuri, așa se zicea, băi, nene, în institut, când treceau profesorii, îți dai seama, Cotescu, Amza, Albulescu, zic ce vrei tu, înțelegi? Treceau pe coridor. Păi, te lipeai de ziduri. Deci asta e adevărată. Frate, da. E adevărată pentru că o simțeai în mod concret. Dar, odată ce am trecut de lucrurile alea, te simți foarte motivat pentru că vezi cum face, vezi cum gândește. Și e ca și la fotbal, ca la ce vrei tu. Bă, când joci cu unul prost, ești prost. Când joci cu unul bun, joci și tu bine.